Sunteți iubitor de adrenalină? Eu dacă nu. Da, atunci vă dăm noi o doză de adrenalină chiar acum, iar tu, sau Diana, parcă îmi place, dar nu atât de tare. Ochii. Nu, că îmi vine așa să fac unele chestii, dar după aia frica nu prea mă lasă. Adică nu m-aș da în cap cu parapanta, cu baia elastică, cum Dumnezeu se cheamă, bungee jumping. Atunci da, vorbim despre cineva avem pe care cineva, se exact. Bagă la așa ceva. Este vorba despre motociclistul Cătălin Cazacu, răvnit de atâtea domnișoare din showbiz, că tot vorbim de senzații tari, și care a bifat încă o victorie în cariera lui sportivă. Și s-a întâmplat la Adâncata, la campionatul de motociclism al României. Emoțiile nu au lipsit, iar Cătălin a fost susținut de cei mai buni prieteni. Cătălin Botezatu, Mihaela Moise și Clara Rotescu i-au făcut galerie. Atmosferă de senzație la campionatul de motociclism al României, ce a avut loc pe circuitul de la Adâncata. S-au întrecut acolo sportivi din 7 țări, iar Cătălin Cazacu a ieșit câștigător la cea mai spectaculoasă cursă, Stock 1000. Așa a reușit să-și consolideze poziția în clasament și este ca și campion cu o etapă înainte de final. Tot timpul am emoții la cursă, pentru că e un mediu în care trebuie să dau tot cea mai bun. Îmi doresc să fiu cel mai bun tot timpul și atunci emoțiile sunt constructive într-un fel. Mă bucur că după o pauză destul de lungă după care am stat în afara pistei, am revenit în forță și am reușit să câștig o cursă importantă pentru mine. Bine, Cazacu! Bine! Bravo! Cătălin Cazacu a fost susținut de cei mai buni prieteni, Cătălin Botezatu, Mihaela Moise, Clara Rotescu și, bineînțeles, frumoasa lui iubită. Îmi dai seama că și-a pus amprenta faptul că prietenii mei doresc au fost acolo, dar faptul că ei au fost lângă mine m-a motivat și mai tare și a fost ca un suport și m-a ajutat să dau ce am avut mai bun. Premiul cel mare a fost udat cu șampanie. Pentru Cătălin urmează etapa finală a concursului. Am câștigat până acum 4 etape, primele 4 etape, cumva de o siguranță și presiunea asupra mea este doar una de orgoliu, pentru că indiferent ce aș face la această cursă, tot am strâns cele mai multe puncte. Nu am o presiune a rezultatului, dar bineînțeles doresc din nou să câștig.